dimineața și bine v-am găsit la această ediție de toamnă a emisiunii noastre Primii Pași în Yoga. Așa cum mulți dintre telespectatori care ne urmăriți acum știți, am avut această emisiune Primii Pași în Yoga, de asemenea în ediție estivală de pe litoral. Însă, astăzi, într-un moment astrologic important și foarte frumos, momentul de a ajunge echinocțiu de toamnă, reluăm acest curs de yoga unic în peisajul emisiunilor de la televiziune. Îndrăznim să spunem că suntem în peisajul românesc unici în ceea ce privește practica yoga realizată live, în direct, numai la Nașul TV. Am să vă povestesc puțin despre structura emisiunii din această toamnă. În primul rând, vom avea rubricile deja consacrate, rubrica de practică propriu-zisă și pentru că gazdele noastre au fost atât de generoase, această rubrică va conține un timp consistent dedicat practicii. De aceea vă invităm pe toți cei care ne urmăriți pe durata acestei scurte prezentări să vă pregătiți pentru a face yoga împreună cu noi. Ar fi foarte bine dacă sunteți la cel puțin o oră și jumătate de la micul dejun sau pe stomacul gol, chiar înainte de micul dejun este și mai potrivit, cu haine lejere pentru practică și cu o pătură pe care să practicați împreună cu noi. Vă rugăm foarte mult, doar persoanele peste 18 ani care urmăresc acest program să realizați această practică, iar copiii numai sub supravegherea părinților. De asemenea, încă un amănunt important, pentru că în fiecare ediție avem foarte multe posturi și de fiecare dată câte o tehnică nouă, ar fi excelent dacă fiecare ar avea un caiet al acestui curs de yoga pe care îl realizăm împreună, pe care să-și noteze numele posturilor, o schiță a lor, efectele importante, modul concentrării atenției în posturile respective, astfel încât această practică să fie cu adevărat foarte folositoare tuturor celor care ne urmăresc. Spuneam că această structură a emisiunii începe cu practica propriu-zisă, totdeauna cu exercițiile de încălzire, asanele și cu rubrica Tehnica nouă, prezentarea unei posturi noi sau unei tehnici yoghine de concentrare. Mai târziu, când înaintăm în toamnă, în meditație, de asemenea o tehnică de meditație și toate acestea prezentate pe larg, evident, dacă doriți, chiar notate. O altă rubrică esențială cu care continuăm în această toamnă este meditația zilei sau exemplificarea spirituală pe care o realizăm cu toții la unison. Această exemplificare constă într-o meditație ghidată în care urmărim să ne focalizăm atenția asupra unui singur subiect, de obicei o stare elevată, înaltă, de conștiință, care să ne pregătească pentru ziua care începe și care să ne exemplifice ceva semnificativ în ceea ce privește calitățile, virtuțile ființei umane. Avem ca de fiecare dată în redacție câte un invitat la rubrica Dialoguri inspirate. Invitatul emisiunii în această dimineață este prietenul meu, Teofil Teodorescu. Avem de asemenea rubrica Dicționar de spiritualitate, în fiecare ediție doi sau trei termeni yoghini care vor fi explicați cu amănunte și vor face parte din bagajul de cunoștințe pe care vă invităm din nou să îl notați. Avem de asemenea rubrica Hrana Sufletului, care prezintă în fiecare ediție câte o carte foarte potrivită pentru îmbogățirea cunoștințelor temeinice de practică spirituală bazate pe tratatele tradiționale, pe învățături autentice și, de ce nu, chiar și pe autori moderni care au o experiență în acest domeniu și care au ceva bun pentru sufletul nostru, pentru a ne hrăni sufletul nostru. Și nu în ultimul rând, în partea finală a emisiunii, în timpul dialogului cu invitatul, avem întotdeauna câteva mici momente numite Orizont Yoga. În aceste momente prezentăm aspecte inedite din practica yoga, din tradiția, din filozofia yoghină. De asemenea, prezentăm uneori mici videoclipuri cu aceste lucruri interesante, mistere, secrete, lucruri neobișnuite, pentru a ne diversifica experiența și cunoașterea în ceea ce privește practica yoghină.
Spuneam că astăzi începem această nouă ediție de toamnă a emisiunii Primii Pași în Yoga într-un moment astrologic important, ajunul echinocțiului de toamnă. Echinocțiul de toamnă, cum îi spune și numele, este momentul din timpul anului când zilele devin egale ca durată cu nopțile, astfel apropiindu-ne de un punct de echilibru între energiile solare, guvernate de acest aspect solar al conștiinței, de luciditate, de trezire, de autocunoaștere, chiar de vitalitate. Ele devin egale, aceste zile, cu durata, este momentul în care durata zilei este egală cu durata nopții, noaptea fiind guvernată de celălalt luminător astrologic și anume Luna, în rezonanță cu energii rafinate, feminine, delicate, în profunzimea sufletului nostru, trezindu-ne acest aspect feminin elevat. Acest moment este important deoarece marchează trecerea dintre perioada de primăvară și vară, când energiile solare, respectiv și ziua ca durată, cresc și ating un maxim la solstițiu și expansionează, și când toți suntem susținuți să ne manifestăm o stare de expansiune față de exterior. Este perioada în care, în primăvară și vară, noi cucerim natura din jurul nostru, noi mergem să petrecem concediile, vacanțele în natură, să beneficiem de această revitalizare profundă și cumva interesele noastre sunt toate orientate către exterior. Urmează acest punct de echilibru, de cumpănă, în care energiile feminine și masculine se egalizează, ziua și noaptea devin egale, doar pentru o noapte, doar pentru o singură zi calendaristică, și începe toamna astronomică. Această toamnă astronomică implică creșterea energiilor sensibile, lunare, rafinate, în rezonanță cu interesul către ceea ce se petrece în sufletul și în inima noastră. De aceea este un moment foarte bun pentru a începe practica yoghină, ce ne ajută să pătrundem în ființa noastră, să călătorim către adâncimile, către profunzimea inimii noastre, să ne autocunoaștem. Este un timp dedicat introspecției și meditației și, cum am spus, foarte potrivit pentru a face yoga împreună. Tema emisiunii din această primă ediție este rădăcinile practicii yoghine. Despre această origine a sistemului yoghin vom vorbi pe larg înspre a doua parte a emisiunii, împreună și cu prietenul și invitatul meu, Teofil. Până atunci, să trecem la practică, pentru că gramul de practică valorează cât tone de teorie. Pentru aceasta, am să rog pe toți cei care ne urmăriți și facem yoga împreună și colegii din studio să ne pregătim de realizarea exercițiilor de încălzire. Venim cu toții în picioare. Exercițiile de încălzire se realizează în postura în picioare, tălpile ușor depărtate și paralele, cam la distanța dintre umeri. Trupul, trunchiul este relaxat, umerii sunt relaxați, închidem ochii și începem prin a ne interioriza, a ne focaliza atenția înăuntru, a ne retrage simțurile de la exterior către ceea ce se petrece minunat și extraordinar în ființa noastră datorată exercițiilor yoghine. Un scurt moment de a intra în rezonanță cu ființa noastră profundă și începem primul exercițiu de încălzire. Rotațiile ample ale capului. Începem cu toți împreună, capul merge întâi în jos spre bărbie, după aceea către umărul drept, într-o mișcare continuă către în spate, de jur împrejur ajunge din nou în față. Mișcarea este amplă, este moderată ca și viteză, nu este o mișcare pe care să o grăbim. Ochii sunt închiși, acest amănunt merită explicat, deși vă invităm de asemenea să reluați emisiunile estivale din această vacanță din august, de la Cap Aurora, care sunt postate pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de YouTube, pentru a vedea explicații amănunțite în ceea ce privește necesitatea de a practica yoga cu ochii închiși, astfel încât atenția noastră să fie focalizată în interior. Este suficientă această rotație, ochii rămân închiși, trunchiul relaxat,
atitudine relaxată, respirăm totdeauna profund, percepem efectele acestui prim exercițiu de încălzire în ceea ce privește detensionarea zonei cefei, a musculaturii umerilor, vibrații fine și energizare în zona gâtului, o stare lăuntrică de deschidere și receptivitate. Este suficient. Reluăm rotația și în sens complementar. De data aceasta toți împreună, capul merge din nou înspre bărbie, cu bărbia spre piept și spre umărul stâng, de jur împrejur, o mișcare foarte amplă. Atenție cei care ne urmăriți și practicați acasă, vă invităm să lăsați întotdeauna musculatura cefei relaxată, astfel încât capul să meargă pe spate atâta cât permite flexibilitatea coloanei, fără frică. Uneori oamenii se tem și rămân rigizi, contractați din umeri, pentru că nu au realizat, poate de foarte multă vreme, mișcări foarte ample în zona gâtului și se pot auzi mici pârâituri. Este foarte bine, arată că vertebrele se realiniază, se masează puțin spațiile intervertebrale, se elimină acele depuneri de calciu, acele depuneri osoase, care creează probleme și dureri în zona cefei. Este suficient. Evident, acasă, de fiecare dată, puteți relua exercițiile de încălzire sau când le veți face separat de această sesiune de asane, cu o perioadă mult mai lungă de practică. Cu cât practicăm mai mult, cu atât efectele sunt mai intense. Aceeași conștientizare, zona gâtului detensionată, musculatura cefei, expansiunea energiilor la nivel subtil, o priză de conștiință asupra ființei noastre într-un mod global, trezirea intuiției, o stare de echilibru. Este foarte bine. Vom continua cu exercițiile rapide ale capului. Setul acesta de mișcări rapide ale capului trebuie învățat acasă și chiar repetat pentru a putea fi realizat la încălzire cursiv. Este vorba de, cu toți împreună, două mișcări rapide către stânga, ca și cum am roti capul să privim către stânga, două mișcări rapide către dreapta, două mișcări rapide oblic stânga, două mișcări rapide oblic dreapta și două pe spate. Succesiunea se reia cu viteză, de aceea se cheamă mișcările rapide ale capului, fiecare în ritmul lui și aici în studio și acasă, două stânga, două dreapta, două oblic stânga, două oblic dreapta, două pe spate. Ochii sunt închiși. Atenție pentru cei care practicați acasă. Dacă cumva survine orice fenomen de amețeală sau de disconfort, vă rugăm să încetați mișcările și să deschideți ochii, să vă reluați echilibru, să respirați profund. Este poate cazul situației în care nu ați realizat mișcări bruște de multă vreme și uneori poate să survină o ușoară stare de amețeală. Ar fi foarte bine ca exercițiile, fiecare exercițiu de încălzire să dureze un minut jumate, două minute. Noi aici suntem încântați de cum am practicat până acum. Ne oprim la finalul unui set complet, cu ochii închiși, cu postura relaxată, cu umerii relaxați, respirăm abdominal profund. Percepem energizare în zona capului, activarea energiilor în spatele cutiei craniene, vibrații fine, de asemenea efectul asupra musculaturii gâtului. Observăm că lucrăm foarte mult cu zona gâtului la exercițiile de încălzire și începem întotdeauna să trezim zona capului, și pentru că este dimineață și pentru că urmărim să integrăm mintea, atenția, focalizarea în practica yoga pentru a obține rezultate excepționale. Și de aceea avem nevoie de această stare de luciditate, de trezire, pe care exercițiile de la nivelul zonei capului o favorizează. Ultimul exercițiu dedicat zonei capului este mișcarea de pendulare, ca și cum am pune o ureche pe un umăr și apoi pe celălalt. Umerii rămân nemișcați, mișcarea este continuă, ca și un metronom, ca și un pendul. Cu toți împreună vă rog, ochii sunt închiși, atenția este focalizată asupra zonei din mijlocul frunții.
în reprezentările pe care le mai avem în studio a unor aspecte din tradiția yoghină hindusă în special, observăm că toate statuile au un al treilea ochi figurat în mijlocul frunții. Este modul simbolic de a prezenta centrul mental de comandă, care este plasat în zona frunții și de la nivelul căruia noi guvernăm întreaga noastră ființă. Acest exercițiu trezește acest centru mental de comandă, în felul acesta aducând dinamismul mental necesar. Este foarte bine, este suficient. Cu ochii închiși din nou ne interiorizăm. Brațele sunt relaxate, respirația profundă și percepem vibrații fine, energizare în zona frunții, percepem global activarea energiilor în zona capului. O să observați că exercițiile de încălzire, mai ales cei care le faceți prima dată împreună cu noi, au ca și efect imediat, instantaneu, eliminarea nevoii de substanțe energizante sau excitante, cum sunt cafeaua sau ceaiul verde sau ceaiul negru pe care obișnuiți poate să le beți dimineață pentru a vă trezi. Exercițiile de încălzire ne trezesc într-un mod dinamic, foarte plăcut, foarte armonios, regenerând întreaga ființă. Următorul exercițiu de încălzire include întreaga zona a trunchiului. Păstrăm din tălpile paralele, așa cum eram la început, capul și gâtul nemișcate și ridicăm alternativ umerii într-o mișcare continuă, vă rog cu toți împreună, foarte amplă această mișcare continuă. Atenția este focalizată asupra mișcării, asupra coloanei vertebrale de asemenea. Acasă, când practicați, o să observați poate în zona diafragmei, imediat sub diafragmă, poate că apar ușoare tensiuni. Recomandăm să realizați mișcarea mai cu blândețe, poate mai încet, mai puțin dinamic, dar să nu vă opriți. Este vorba de un masaj reflex realizat asupra stomacului, asupra ficatului, care beneficiază foarte mult de pe urma acestei mișcări laterale pentru torace și coloană. Percepem de asemenea curgerea liberă a energiilor în zona gâtului, înspre și umplând întreaga coloană vertebrală, revitalizând întreaga ființă. Este suficient. Ne oprim în aceeași poziție de relaxare. Respirăm profund. Și percepem masajul profund intern în zona diafragmei. Percepem puncte în vibrație de-a lungul coloanei vertebrale. Starea de încălzire și trezire la nivelul toracelui, umerilor, coloanei vertebrale. Și vom realiza împreună ultimul exercițiu de încălzire, întotdeauna necesar înainte de a începe practica propriu-zisă. Este vorba de exercițiu de întindere a coloanei vertebrale. Venim cu toții cu picioarele mult depărtate. Atenție să nu alunecați de pe izopren, de pe pătura pe care realizați acasă. Și, ca o regulă în practica yoghină, întotdeauna expirăm pe gură și inspirăm pe nas. Cu toți împreună, expirăm pe gură în timp ce ne aplecăm, profund eliminând tot aerul, inspirăm pe nas la revenire, rămânem în retenție pe plin și împingem cu brațele întinse în picioare. Împingând în felul acesta, păstrăm retenția pe plin, plămânii plini de aer. Foarte bine. Când nu mai putem păstra retenția pe plin, revenim cu picioarele întinse, expirăm pe gură, eliminăm din nou aerul uzat și respirăm de câteva ori de voie până să reluăm această succesiune de inspirații, retenții pe plin și expirații de la început. Încă o dată, expirăm pe gură în timp ce ne aplecăm, inspirăm profund pe nas la revenire, rămânem în retenție pe plin, împingem cu brațele întinse în picioare, realizând în felul acesta întinderea coloanei vertebrale. Acest exercițiu, fiecare de voi acum și acasă și în platou, când este nevoie, expirați pe gură, reveniți și reluați. Acest exercițiu are beneficii extraordinare asupra zonei lombare a coloanei vertebrale. Este indicat tuturor acelora care se plâng
cum se spune, de dureri de spate, de sciatică, de lombago, de înțepeniri, de toate problemele cu care toamna uneori ne întâmpină și datorată schimbării de climă și datorată frigului care începe să-și facă simțită prezența. Ultima oară această succesiune, cu expirație, retenție pe plin, împingerea cu ajutorul brațelor a zonei coapselor și întinderea coloanei vertebrale. Când nu mai este posibilă retenția pe plin, expirăm cu toții de voie pe gură și revenim în poziția cu picioarele adunate. Conștientizăm în mod global efectul exercițiilor de încălzire. Percepem vitalitate mărită, regenerare, reîntinerire chiar. Percepem acest efect de trezire a energiilor ființei, de eliminare a ușoarei inerții datorate somnului, de revenire în formă, de pregătire pentru practica yoghină a posturilor corporale, în limba sanscrită asane, ce urmează și pe care vi le pregătim după pauza publicitară. Este foarte bine. Ne vom pregăti să realizăm prima postură din ședința pregătită pentru această dimineață. Este o postură clasică, prezentată și în perioada estivală, postura mâinilor la picioare sau Padmasana. Venim cu picioarele depărtate la o distanță între tălpi de tălpile paralele, distanța de 5-10 cm. Ne aplecăm gradat cu mișcări de flexibilizare ale coloanei, cu toți împreună. Flexibilizăm coloana vertebrală mai întâi, păstrăm genunchii întotdeauna drepți și după aceste mișcări de flexie, postura realizată perfect impune să apucăm cu degetul mare și arătător și degetul mijlociu de la mână și degetul mare, degetele mari de la picioare. Genunchii se păstrează întinși pe întreaga durată a execuției. Am să te rog, Alina, să arătăm pentru aceia care poate realizează pentru prima oară această postură și flexibilitatea spatelui nu o permite. Ei se vor apleca în față doar atâta cât permite curbura aceasta a spatelui și zona lombară, poate uneori doar atât. Vor relaxa profund umerii, vor relaxa zona cefei, vor lăsa capul să atârne spre sol și încet, încet, păstrând postura, pentru minute în șir, de-a lungul zilelor de practică, la final vor reuși să ajungă să apuce degetul mare de la picior cu arătătorul și mijlociul de la mână și în felul acesta să realizeze postura perfect. Atenția pe durata realizării acestei posturi este asupra zonei de la baza coloanei vertebrale, asupra întinderii musculaturii coapselor, a feselor, asupra modelării zonei taliei, care beneficiază foarte mult de această întindere. De asemenea, zona lombară și coloana vertebrală sunt flexate spre în față, în felul acesta activându-se lanțurile de ganglion spinali și în mod reflex irigându-se și activându-se organele interne în zona abdomenului, ele sunt comprimate, astfel încât toate organele abdominale, ficatul, pancreasul, intestinul subțire, intestinul gros beneficiază foarte mult și o stare de vitalitate și regenerare mult mărite. Păstrăm postura și acasă, pe durata pauzei publicitare ce urmează, o puteți realiza de mai lungă durată sau să beneficiați de efectele ei și să conștientizați, astfel că revenim ușor gradat, rămânem în picioare, percepem activarea intensă a zonei picioarelor, energiile plăcute, radin, vibrații fine, ușoare, de asemenea starea de vitalitate, de regenerare, de eliminare a inerției, a oboselii, chiar a oboselii cronice, de dinamism la nivel vital și vă așteptăm după pauza publicitară să facem yoga împreună la Primii Pași în Yoga, ediția din această toamnă, prima emisiune, Rădăcinile sistemului yoghin.
Pentru cei care abia ați deschis televizoarele, bună dimineața și bine v-am regăsit la prima ediție a emisiunii noastre Primii Pași în Yoga, în varianta formatului de toamnă, un mini curs de yoga live la Nașul TV în fiecare dimineață de luni și până joi. Ne puteți găsi de la orele 8 la orele 10 cu un minunat mod de a petrece yoga împreună. Vom continua, noi începând deja de la orele 8, am ajuns, am practicat exercițiile de încălzire și continuăm cu prezentarea posturilor yoghine pregătite pentru această dimineață. Cu colegii mei aici în platou vom continua cu postura yoghină numită Virabhadrasana și anume postura echilibrului dinamic. Este o postură polară care activează mai întâi jumătatea stângă a trupului și aspectul receptiv feminin și apoi jumătatea dreaptă, aspectul solar de control. Venim cu picioarele mult depărtate. Brațele sunt în lateral. Talpa de la piciorul stâng se orientează către exterior, cealaltă rămâne perpendiculară pe picioare. Capul se orientează către palma stângă, flexăm piciorul stâng și rămânem în această postură a echilibrului dinamic, o postură de forță, o postură yoghină care implică tonifierea întregului trunchi, în special zona coapselor și a picioarelor, zona taliei și brațele. Brațele se păstrează paralele cu solul, ochii sunt deschiși pentru a ne putea păstra echilibrul și urmăresc un punct în depărtare, un punct imaginar, astfel încât suntem ajutați să ne concentrăm foarte bine. Virabhadrasana pe această parte trezește starea de deschidere la nivelul voinței, activează foarte intens în zona taliei, zona toracelui, zona umerilor, lărgește cutia toracică și face umerii armonioși, proporțional pentru cei care vor să-și îmbunătățească partea aceasta superioară a trunchiului. De asemenea, tonifică foarte intens coapsele și fesele, elimină celulita, elimină depozitele adipoase sau de grăsime, depozite de grăsime nenecesare. După cum observați, deși pare foarte, foarte ușoară, este dinamică și implică forță, este suficient și revenim. La revenire gradat, reîntoarcem capul în poziție normală, venim cu picioarele apropiate, scuturăm puțin brațele pentru a-și recăpăta flexibilitatea, închidem ochii și ne focalizăm asupra efectelor, începând de la nivelul trupului, cum percepem musculatura tonifiată, vibrațiile care energizează, în special coapsele, fesele, brațul stâng, partea stângă a trunchiului, diferit de partea dreaptă. În felul acesta putem conștientiza diferențele dintre realizarea posturii pe partea stângă comparativ cu partea dreaptă. Percepem de asemenea o stare de trezire la nivelul dinamismului interior, putere și tărie de caracter, disciplină, voință, de asemenea noblețe sufletească și, nu în ultimul rând, acest echilibru lăuntric și la nivel emoțional și la nivel mental și chiar la nivel fizic, o statică a trupului mult îmbunătățită. Și vom realiza cu toții Virabhadrasana, postura echilibrului dinamic, pe partea complementară. Din nou, toată lumea cu picioarele mult depărtate. Acasă aveți grijă, fiți atenți să nu alunecați, de aceea izoprenele sunt foarte bune, sunt plănuite în această direcție spre a nu aluneca. Brațele vin în lateral, tălpile încep paralele una cu cealaltă, dar de data aceasta întoarcem talpa dreaptă către exterior, cu vârful degetelor către exterior, rotim capul către dreapta, privim de-a lungul ca și cum țintim în continuare a brațelor și a degetelor noastre și flexăm piciorul drept de data aceasta, atâta de mult cât ne permite structura, păstrând nemișcată această poziție. Atenție la brațul stâng să nu coboare, să rămână paralel. Păstrăm postura cât de mult este cu putință, măcar un minut, un minut și jumătate.
cu atenția concentrată asupra efectelor pe multiplele etaje ale ființei, la nivelul trupului, piciorul drept de data aceasta, gamba, coapsa, fesa de la piciorul drept, zona taliei. Zona toracelui este răsucită ușor și coloana beneficiază de această răsucire. Zona cervicală, de asemenea, partea superioară beneficiază. Echilibrul la nivel mental și chiar în zona creierului se restabilește, determinând prin menținerea acestei posturi chiar o secreție mărită de dopamină, de acest hormon al trezirii și al dinamizării, al motivației. Este suficient. Revenim gradat. Din nou picioarele revin unul lângă celălalt. Scuturăm ușor brațele, respirăm profund, închidem ochii și percepem efectele realizării posturii echilibrului dinamic pe partea dreaptă. În ceea ce privește aspectul solar de control al ființei de la nivelul voinței, o voință mult mărită, încredere în sine, disciplină interioară, iar către partea finală a conștientizării ne vom concentra să percepem efectele globale ale ambelor execuții pe partea stângă și pe partea dreaptă, dinamizarea stării de echilibru dinamic, lăuntric, starea aceasta de centrare în propria noastră ființă, de putere interioară, de dinamism, de voință, de entuziasm și de bună dispoziție. Este suficient și vom trece să realizăm o altă postură yoghină numită în limba sanscrită Ardha Chandrasana sau postura semilunii. Pentru aceasta, Alina, te rog să vii așa într-o parte, ceilalți precum ne-am înțeles. Tălpile sunt paralele, distanța dintre ele cam aproximativ distanța de la nivelul umerilor, dintre umeri. Începem prin a veni cu toții cu brațele în sus, trăgând chiar un pic de trunchi, ca și cum urmărim să ne întindem către superior. După aceea, atenție și acasă când practicați, relaxați zona gâtului și lăsați întâi capul pe spate gradat și începeți arcuirea. Întâi zona gâtului se arcuiește, după aceea brațele se duc ușor pe spate, după aceea trunchiul în partea superioară a toracelui, după aceea se flexează până la talie și încet, încet, atâta cât permite structura fiecăruia, trunchiul ajunge să modeleze o semilună, de unde și denumirea posturii în limba sanscrită, Ardha Chandrasana, postura semilunii. Atenție acasă! Este o postură foarte dinamică. Dacă o realizați cu ochii închiși, ceea ce este recomandat, poate să trezească la început un vârtej de energie care prin ființa noastră circulă, dinamizându-ne foarte puternic și uneori este posibil chiar să amețiți. Vă recomandăm să reveniți imediat și să deschideți ochii, să respirați profund și apoi să reluați din nou exercițiul. Să nu vă lăsați tentați de a rămâne în poziție și a vibra acolo foarte, foarte puternic până când, Doamne ferește, să ne pierdem controlul. Deci, de fiecare dată când o practicăm acasă, cu multă grijă, cu multă atenție, în platou de asemenea, o menținem atâta timp cât este confortabil. Încă o dată, vă rog să relaxați zona gâtului, să lăsați capul pe spate, cât de mult se duce el pe spate. Și când nu mai putem, revenim gradat în picioare, vă rog cu toții. Aducem ca și dintr-un evantai înapoi vertebrele coloanei vertebrale, relaxăm brațele, inspirăm profund și rămânem cu ochii închiși, conștientizând efectele lui Ardha Chandrasana și poate încă o dată, pentru a încuraja și pe cei care fac yoga împreună cu noi, mai realizăm câteva momente Ardha Chandrasana, deci încă o dată, brațele întâi vin în sus,
drepte și întinse. După aceea începe capul, se lasă gradat pe spate, se relaxează gâtul, se relaxează zona umerilor tot către flexie pe spate, partea superioară a toracelui până în zona abdominală, până în zona lombară. În felul acesta, postura de flexie către în spate, Ardha Chandrasana, compensează foarte frumos și foarte puternic cocoașele care apar cu vârsta și datorită faptului că stăm adunați pe calculatoare, pe telefoanele mobile, pe laptopuri și, sau la birou, în această poziție deficitară pentru coloana vertebrală. Această Ardha Chandrasana compensează curbura nesănătoasă a coloanei vertebrale în față, cocoașa care apare și chiar de la vârste fragede, problemele zonei coloanei în zona lombară sau cervicală. Este foarte bine, mulțumesc, revenim gradat. Din nou relaxăm brațele, inspirăm profund în zona diafragmei, cu ochii închiși. Ne bucurăm de efectele intense de dinamizare ale acestei posturi yoghine Ardha Chandrasana, o stare de expansiune a energiilor, de trezire a imaginației creatoare, de eliminare a frustrărilor, în special de natură creatoare erotică. Percepem o imaginație bogată, dar controlată și o putere de a vizualiza. Percepem efectele asupra structurii fizice, în special determinate de flexia către în spate, o stare de mobilitate, flexibilitate mult mai bună a coloanei vertebrale, de asemenea întărirea centurii abdominale, lărgirea cutiei toracelui, o respirație profundă, bogată, care ne hrănește întreaga ființă. Este foarte bine. Și următoarea postură pe care am pregătit-o și despre care am povestit și în ediția estivală, postura gânditorului. În limba sanscrită, Utkatasana, postura pe vine în ridicare. Venim cu toții pe vine așezați. Haideți cu toții împreună. Ridicăm călcâiele și poziționăm șezutul pe călcâie. Așezăm coatele pe genunchi și palmele exact ca în postura gânditorului, acea statuetă antică găsită la Hamagia, dacă mi-aduc bine aminte, susținem zona obrajilor. Fiind o postură dinamică de echilibru, ochii sunt deschiși pentru a nu ne pierde echilibrul. Se observă o activare intensă în zona tălpilor. Este o postură care flexează și determină să reobținem flexibilitatea degetelor de la picioare, a tălpii în general și elimină platfusul, piciorul plat. De asemenea, echilibrul pe care îl creează postura aceasta dinamică trezește aspectul mental al ființei. Faptul că comprimăm zona picioarelor creează o stare reflexă de dinamizare a vitalității. La baza coloanei vertebrale, centrul rădăcină beneficiază intens de această vitalitate. Acasă, de asemenea, fiți atenți la păstrarea echilibrului și se poate realiza, chiar insista puțin, până când simțim puțin dinamizarea aceasta intensă a mușchilor, coapselor și gambelor, ca și o ușoară arsură. Este bine să nu fim foarte indulgenți cu noi înșine, ci să practicăm chiar până la limita în care este armonios, dar intens. Este suficient. Din postură revenim în picioare, deci gradat, fără să ne pierdem echilibrul și scuturăm puțin picioarele. Este bine să realizăm aceste mici scuturături la revenire pentru a restabili și circulația și o stare de armonie. Cu ochii închiși, contemplăm efectele la nivelul structurii fizice, vibrațiile în special în zona coapselor care au fost intens solicitate, a tălpilor care au participat activ în realizarea posturii. Observăm această polarizare a ființei. Pe de o parte, vitalitate mult mărită, dar și putere de control de la nivel mental.
Observăm trezirea, luciditatea, puterea de pătrundere mentală mult mărită, dinamizarea inteligenței. Nu degeaba postura se numește postura gânditorului, cel al cărui, cărui inteligență este remarcabilă. Este foarte bine. Vom continua cu următoarea postură pregătită pentru această dimineață. Este vorba de postura voinței triumfătoare. În limba sanscrită este modul în care am ales să traducem viparita virabhadrasana. Virabhadra, vira înseamnă postură eroică sau erou. Bhadra înseamnă tron, deci ar fi un erou așezat pe tron. Într-o postură alternativă față de Bhadrasana, dar care dinamizează această stare de eroism intens. E o postură asemănătoare posturii triunghiului, Trikonasana. Pentru cei care ați făcut yoga cu noi în vară, vă amintiți cel puțin Trikonasana. Se realizează de asemenea polar, venim cu picioarele din nou mult depărtate. Brațele în lateral. Ne aplecăm către dreapta până când brațul stâng ridicat devine perpendicular pe sol, rotim talpa de la piciorul stâng și flexăm piciorul stâng. Cu privirea urmărim degetele de la brațul stâng care este ridicat și flexăm cât se poate de bine în zona taliei, păstrând din nou postura intens nemișcat. Ca și postura echilibrului dinamic, observăm solicitarea intensă și profundă a picioarelor, coapsele, gambele, zona feselor. Talia de asemenea este intens modelată, ea este întinsă în partea stângă și comprimată în partea dreaptă, un efect complex de curbură la nivelul coloanei vertebrale, care adaugă efecte în plan subtil, de asemenea și în mod reflex, masând zona abdominală, întinzând-o în stânga, comprimând-o în dreapta. Organele corespunzătoare beneficiază de această rotire complexă la nivelul coloanei vertebrale. Voința este mult amplificată, după cum îi spune și numele, și o anumită stare de eroism este suficient. Revenim. La revenire, la fel ca și până acum, la posturile în picioare, tălpile sunt apropiate, respirăm profund, umerii sunt relaxați, ochii închiși, conștientizăm intensitatea acestei practici, cum se reflectă ea, dinamizând în mod specific, de data aceasta, jumătatea stângă a trunchiului, brațul stâng, piciorul stâng. Observăm diferențele între partea stângă și partea dreaptă a ființei. Urmărim să percepem în modul acesta activarea aspectului receptiv de sensibilitate la nivelul voinței, starea de toleranță, de deschidere, de noblețe sufletească. Și ne pregătim pentru execuția pe partea dreaptă. Din nou, cu mare atenție să nu alunecăm, picioarele mult depărtate, tălpile paralele, la început paralele, brațele în lateral, cu palmele orientate în jos, ne înclinăm către stânga până când brațul drept ridicat e perpendicular pe sol, rotim talpa de la piciorul drept către exterior și flexăm puternic, profund, piciorul drept. Capul se uită după palma de la brațul drept care este ridicat. În felul acesta, întreaga ființă este ca o săgeată, ca o suliță orientată către în sus, într-o poziție avântată de aspirație, ca și stare lăuntrică este această aspirația noastră spre a ne înălța, cu ajutorul unei voințe puternice, cu ajutorul unei stări de eroism, de determinare lăuntrică, către aspectele înalte ale ființei noastre.
Observăm de asemenea efectele asupra trupului, în special la piciorul drept, care este solicitat în această direcție, în zona taliei, partea dreaptă întinsă, partea stângă comprimată. Inclusiv zona gâtului beneficiază, deoarece menținem capul drept, orientat cumva să privească în sus către vârful degetelor de la mâna dreaptă. Un amănunt important, brațul stâng se sprijină pe coapsa de la piciorul stâng, astfel încât postura să fie posibilă, să fie menținută cât se poate de mult și este suficient. Revenim, din nou picioarele adunate în față, respirăm, ne relaxăm, scuturăm ușor membrele. Conștientizăm efectele realizării acestei posturi yoghine, a voinței triumfătoare, cum am ales noi să traducem Viparita Virabhadrasana, dinamizarea părții drepte, brațul drept, piciorul drept, dinamizarea intensă a voinței, efectele asupra trupului, diferențele între practica pe partea stângă și pe partea dreaptă. De data aceasta, o voință solară, intensă, puternică, disciplină interioară, stare de focalizare, echilibru, optimism și bună dispoziție. Și încă o postură până la pauza publicitară. Postura iluminării sau Prartanasana în limba sanscrită. Exact din poziția în care sunteți, cu tălpile paralele, la distanța dintre umeri, așezăm palmele una în fața celelalte într-un etern gest al rugăciunii și al interiorizării, așa cum este el prezentat în toate tradițiile acestei planete. Poziționăm degetele mari în scobitura sternului, în partea superioară, degetele celelalte îndreptate în sus. Închidem cu toții ochii, presăm cu antebrațele de jur împrejurul toracelui, ne interiorizăm și pornim cu ajutorul acestei posturi yoghine într-o călătorie interioară, într-o introspecție către zona inimii. Menținând poziția, ne interiorizăm profund, ne relaxăm, observăm starea de calm mental, pace, celor care practicați împreună cu noi acasă, vă recomandăm să păstrați această postură. Să vă bucurați de efectele ei pe durata pauzei publicitare. Bine ați revenit la emisiunea noastră Primii Pași în Yoga, această primă ediție din această toamnă. Am ajuns în practica yoga, începând noi de la ora 8, până la prezentarea tehnicii noi.
În fiecare ediție, în fiecare emisiune, vă vom prezenta o tehnică nouă, în premieră la televiziune, cu explicații detaliate. Vă invităm acasă să aveți pregătit caietul în care să notați modul cum se realizează această postură din această dimineață, cu modul în care ne focalizăm atenția, cu circuitele energetice implicate și efectele care se trezesc în ființa noastră. Pentru această dimineață, postura pregătită este o variantă la postura pisicii. Am să o rog pe Alina deja să se pregătească să o realizeze. În limba sanscrită se numește Eka Pada Marjarasana. Deci Eka Pada Marjarasana, variantă la postura pisicii. Pentru postura pisicii, va arăta Alina și apoi cu toții vom realiza în studio. Venim din poziția pe genunchi, cu sprijin pe genunchi și sprijin pe palme. Realizăm mai întâi pentru dinamizarea unui aspect al ființei. Pentru aceasta vom întinde brațul drept, brațul stâng și piciorul drept. Deci, brațul stâng în sus și piciorul drept în sus. Postura se menține. Coloana vertebrală este cât de curbată este cu putință, genunchiul este drept și întins. Foarte bine, Alina, mulțumesc! Cu toți împreună să ne pregătim și acasă vă rugăm să realizați aceasta. Deci, postura nu are contraindicații, dimpotrivă, ea va flexibiliza coloana vertebrală. Cu toții în așezat pe genunchi și pe palme, la execuția pe partea stângă, receptivă sau in, brațul stâng în sus și piciorul drept în sus. Este pe un fel de diagonală care activează într-un mod specific coloana vertebrală. Privirea cu ochii deschiși urmărește degetele de la brațul stâng. Piciorul drept ridicat cu vârful întins, cu genunchiul întins, se menține cât de mult este cu putință. Urmărim să percepem efectele intense de activare, așa cum observați piciorul stâng pentru a-l menține în aer, e nevoie de forță, el se dezvoltă, începând de la gambă, coapsă, fesa piciorului stâng, zona lombară își recapătă elasticitatea, umărul stâng, brațul stâng, piciorul drept era vorba. Respirația este armonioasă. Și un pic forțăm acolo încă câteva secunde și acasă postura aceasta a pisicii și revenim. La revenire, pentru a ne relaxa profund, vom veni așezați cu picioarele întinse în față. Trunchiul se sprijină pe brațe, ochii sunt închiși și urmărim efectele acestei posturi Eka Pada Marjarasana asupra întregii ființe, în special această complexă activare polară, brațul stâng și piciorul drept. Observăm de asemenea o dinamizare în zona toracelui, aspect de receptivitate și sensibilitate la nivelul emoției și o anumită dinamizare în zona plexului solar cu aspect de solaritate. Deci e o polarizare și lăuntrică. Emoțiile sunt receptive și deschise, voința este intensă, activă și solară. Aceasta conduce la o stare lăuntrică de armonie, de echilibru, în care avem prezente în ființa noastră și aspectul feminin și cel masculin. În felul acesta ne integrăm armonios și perfect în viața noastră, în împrejurările vieții cotidiene, în acțiunile de fiecare zi. Punem suflet, dar suntem și atenți, dinamici și cu o voință puternică. Foarte bine! Vom realiza acum postura aceasta, variantă la postura pisicii, pentru a dinamiza complementar. Revenim din nou pe genunchi și pe brațe, pe palme. De data aceasta întindem brațul drept și ridicăm piciorul stâng. Deci, pentru a ține minte polaritatea, începem cu brațul stâng pentru varianta de dinamizare receptivă și cu brațul drept pentru varianta de dinamizare emisivă solară. Piciorul stâng ridicat are genunchiul cât mai drept cu putință, vârful întins. Brațul
drept de data aceasta foarte întins, privirea urmărește degetele de la brațul drept, coloana vertebrală este masată, trunchiul este întins în modul acesta foarte complex, tragem de o mână și de piciorul complementar, de piciorul opus. Folosim puțin voința pentru a menține câteva secunde mai mult postura, trecând un pic peste limita noastră de confort. Și este suficient, revenim. Venim cu picioarele din nou întinse în față. Ne sprijinim pe brațe. Ne relaxăm. Respirăm profund abdominal. De data aceasta, din nou, activarea este complementară. Brațul drept și piciorul stâng, în zona toracelui, aspectul solar de control la nivelul emoțiilor, în zona plexului solar, receptivitatea la nivelul voinței. Deci sunt două planuri ale ființei, voința și emoțiile, și la final, în mod global, ele sunt armonizate, sunt polarizate și dinamice. Starea de bună dispoziție și încredere în sine este pe fondul unei păci sufletești profunde, emoții calme, eliminarea stresului, a grijilor. Este foarte, foarte bine. Și ne pregătim de finalul practicii noastre yoghine din această dimineață. Vom realiza cu toți împreună relaxarea. Relaxarea yoghină întotdeauna trebuie să sfârșească practica posturilor. Pentru relaxare ne întindem complet la sol și acasă am să vă rog să vă întindeți cu tălpile ușor depărtate între ele, brațele ușor depărtate de trunchi, palmele orientate în sus. Să apropiați cât posibil zona lombară de sol. Un pic bărbia se împinge către piept, astfel încât să se întindă și zona cervicală. O respirație profundă, abdominală, cât mai din viscere, din rărunchi, cum se spune în popor. Începem procesul de relaxare, orientând atenția către piciorul stâng și dând o comandă mentală fermă, dar blândă, tuturor mușchilor de la piciorul stâng, de jos în sus, să se relaxeze. Ca și cum ne-am spune interior, talpa piciorului meu stâng este profund relaxată. Glezna piciorului stâng e profund relaxată, gamba, genunchiul, coapsa piciorului stâng. În felul acesta, întregul picior stâng este relaxat. După aceea, includem în relaxarea yoghină completă și piciorul drept, în același fel. Pornind de la vârful degetelor de la piciorul drept, glezna piciorului drept, gamba, genunchiul, coapsa și chiar până la șoldul piciorului drept, toți mușchii sunt complet relaxați. Fiecare va găsi în interiorul ființei sale cuvintele potrivite pentru a da această comandă blândă, dar fermă, de relaxare. Continuăm cu brațul stâng de la vârful degetelor până în zona umărului. Degetele mele sunt profund relaxate, antebrațul stâng e profund relaxat, brațul stâng în întregime este profund relaxat și abandonăm brațul, observând efectele relaxării, vibrații fine și senzația aceasta că s-a topit conturul corporal. Continuăm cu brațul drept, îl includem în relaxare gladat. Până în zona umerilor. Brațele și picioarele sunt perfect relaxate. Focalizăm atenția în zona bazinului. Relaxăm mușchii feselor, relaxăm zona abdominală, inferioară, mușchii abdomenului și în profunzime cât de adânc putem pătrunde în zona organelor interne cu mintea noastră, chiar
zâmbim ușor organelor noastre interne, care fac atâta muncă pentru bunăstarea noastră și metabolismul care ne susține viața în fiecare clipă. Urcăm gradat de-a lungul coloanei, relaxăm întreaga zona spatelui, zona toracelui, mușchii pieptului, mușchii umerilor. Zona gâtului mai întâi în spate și apoi în față. Și musculatura feței. Relaxăm bărbia, relaxăm mușchii obrajilor, zona buzelor și chiar și limba, mușchii globilor oculari, pleoapele, sprâncenele, zona frunții, până în creștetul capului. Ne bucurăm de această relaxare yoghină completă. Trupul este complet relaxat de la vârful degetelor de la picioare până în zona din creștet. Percepem pierderea senzației de contur corporal și vibrații ușoare, ca și cum structura noastră s-a topit și s-a fuzionat cu energiile subtile ale aurei noastre. Ne percepem ușori, plutind, expansionați, rafinați, delicați. Distribuția armonioasă a energiilor la toate nivelele ființei, o stare profundă de echilibru și armonie. Și acasă din nou, dacă învățați relaxarea yoghină completă, ea este o metodă excelentă de a elimina oboseala temporară ce apare în timpul zilei. Vă recomandăm să o realizați, de exemplu, când vă întoarceți de la serviciu, înainte de a face orice altă activitate în casă. Această relaxare de jos și până sus e ca și un somn profund odihnitor de câteva ore. Revenim din relaxare cu o respirație profundă, întindem ușor extremitățile, ne amintim că întotdeauna, de exemplu, animalele când revin dintr-o stare de relaxare, întâi își întind brațele, picioarele, membrele, în cazul animalelor, și ne pregătim pentru exemplificarea în premieră pe care o avem de fiecare dată la aceste emisiuni mini-curs de yoga pe care îl realizăm împreună. Deci, meditația zilei este o rubrică a noastră pe care o vom repeta în fiecare zi. I-am pus ca și generic, vibrând la unison cu esențele, pentru că meditația aceasta se realizează pornind de la focalizarea minții asupra unei idei forță și continuă după aceea cu amplificarea concentrării respective, menținerea ei profundă. Postura este pe genunchi. Alina, pe genunchi cu toții vom sta. În postura yoghină numită Vajrasana, cu palmele în zona inghinală. Pentru această dimineață, folosind și puterea unisonului și a susținerii, cu ochii închiși, participăm cu toții, și telespectatori, și colegi prezenți în platou, la amplificarea unei stări de sacralitate. Pentru că yoga, prin definiție, este starea de contopire, de fuziune cu aspectul cel mai sacru al ființei noastre, am ales această stare magică de sacralitate. Vom folosi un fond muzical potrivit și, interiorizându-ne cu ochii închiși, evocăm o stare în care am simțit prezența aceasta a sacrului în fiecare fibră a ființei noastre, am perceput cum de jur împrejurul nostru totul vibra luminos, rafinat, sacru, cum fiecare clipă este importantă și plină de semnificații. Am perceput revelarea menirii și a destinului nostru, am perceput această realitate profundă care ne îmbrățișează permanent, această conștiință absolută, ordine universală, care face ca toate să-și aibă locul și timpul potrivit într-o magică sacralitate. Rămânem cu acest gând și medităm profund asupra lui, ajutați și de fondul muzical care urmează.
revenim gradat, ușor, din această exemplificare, cu starea magică de sacralitate. Și pentru această dimineață am pregătit și rubrica Dicționar de spiritualitate. Vor fi trei cuvinte, pentru că suntem la un început cu această ediție. Primul dintre cuvintele pregătite este chiar yoga. Ce înseamnă în limba sanscrită yoga? Yoga este comuniunea, contopirea cu o realitate superioară, cu o vibrație, cu un aspect absolut care în permanență ne îmbrățișează, chiar cu o conștiință divină pe care religiile lumii o numesc poate Dumnezeu sau poate cu alți termeni, însă omul modern se referă la aceasta ca fiind un fel de providență universală care aranjează lucrurile astfel încât fiecare să-și învețe lecțiile și să ajungă să crească în ființa lui către o făptură mai bună, către o conștiință mai expansionată. Deci yoga înseamnă comuniune, contopire sau știință tradițională a Orientului, care cuprinde aceste etape ale dezvoltării de sine. Noi chiar spunem că yoga este o disciplină a sufletului, ce conține niște ramuri, niște etape precise, ce conduc la dezvoltarea aceasta a fiecărui individ, ce o practică. Cel de-al doilea termen este sutra. Sutra înseamnă fir sau înseamnă aforism sau înseamnă proverb al înțelepciunii sau chiar colecție de aforisme. O să vedeți după pauza publicitară, când vom avea invitatul emisiunii, prietenul meu Teofil Teodorescu, vom discuta chiar despre tratatul yogin fundamental Yoga Sutra al înțeleptului Patanjali. Deci cel de-al treilea termen pe care vi l-am pregătit este Patanjali, pentru că îl veți auzi de multe ori în emisiunile care urmează. Patanjali este un învățat, un înțelept, a cărei existență este parțial confirmată și istoric, însă el este considerat a fi o ființă eliberată, o ființă înțeleaptă, desăvârșită, care s-a încarnat pentru a revela umanității înțelepciunea yoghină. Deci el este considerat părintele practicii yoghine și autorul celebrului tratat Yoga Sutras, în care sunt sintetizate în aceste aforisme scurte, concise și foarte pertinente această înțelepciune a disciplinei transformării sufletului într-o desăvârșire. Vă așteptăm după pauza publicitară pentru Orizont Yoga și dialoguri inspirate. Bine ați revenit la emisiunea noastră Primii Pași în Yoga. Rubrica cu care începem partea finală este Dialoguri Inspirate. Și îl am aici pe prietenul meu, Teofil Teodorescu, cum vi l-am prezentat și la început. Bine ai venit, Teofil, mulțumesc că te-ai alăturat nouă. Bine te-am găsit, Adina. Cine ești tu, Teofil? Am anunțat încă de la început că ai terminat facultatea de matematică, deci cumva ar trebui să fi fost profesor de matematică. Da, este perfect adevărat. Totuși, ești redactor de carte. Aceasta e profesiunea ta actuală. Cum ai ajuns de la a preda ceva atât de exact și concret ca și matematica la lumea cărților? Pas cu pas, pornind de la pasiunea pentru lectură. Ai citit mult când erai copil? Care erau lecturile tale favorite? Am trăit într-o altă epocă și acum nu mai sunt aceleași preferințe. Acum mai degrabă se merge spre ceva mai senzațional. Pe vremea aia era așa, lectură fundamentală. Care au fost cărțile care te-au inspirat când erai copil? Doamne, nu aș ști să îți spun un titlu. Îmi amintesc însă foarte bine că mi-a plăcut o carte despre lumea preistorică, în care era vorba despre civilizația oamenilor, așa zis, primitivi. Ulterior mi-am dat seama că a venit cu elemente interesante pentru viitor, cu informații despre omul în starea lui pură de început. Naturală. Și care are și legătură cu ce ne preocupă pe noi acum.
Teofil, cum ai ajuns să practici yoga? Dacă vrei să ne spui un pic, te-am avut în platou, ai realizat posturile cu mare acuratețe. Ești un yogin, practici yoga? Răspunsul este da. De câți ani practici? Se fac 25. Deci o practică susținută. Aș putea spune o practică destul de bună. Pentru că am vorbit că ești redactor de carte, dacă ai vrea să ne povestești puțin despre această lume a cărților, ce anume din ultimele lucrări pe care le-ai publicat, la care ai lucrat și ai colaborat, te-a impresionat cel mai mult? Da, sunt foarte multe. Câteva, rând pe rând. Cu niște ani în urmă, am lucrat la o carte care mie mi se pare fundamentală pentru cineva preocupat de frumos. Este vorba despre o lucrare în două volume despre Numărul de Aur. Aceasta m-a marcat în mod deosebit pentru că a fost o muncă de câțiva ani. După aceea... Aș comenta puțin. Numărul de Aur se potrivește foarte bine și cu iubirea ta față de matematică. În fond, ai terminat facultatea de matematică și ar fi trebuit să fii profesor de matematică. Deci Numărul de Aur este o îmbinare foarte interesantă și poate într-o emisiune viitoare, când vom aborda mai mult despre această reflectare a frumosului în fiecare detaliu din natură, o să revii sau poate o să ne ajuți cu un material despre acest număr de aur, care este o proporție fundamentală ce se regăsește în toate... bucățelele de la mic la mare din natura mamă care ne înconjoară și creează impresia de armonie și frumos. Am dreptate? Dacă doriți, cu mare plăcere, pot să vă ofer unele informații mai detaliate despre proporția aceasta care guvernează realmente armonia cosmică. Foarte frumos. O altă carte care te-a impresionat? Ar fi, să zic, cartea lui Odier, Daniel Odier. Da. Aceea despre maestra care l-a inițiat în tinerețea lui. Deci e o lucrare autobiografică? Da, este o lucrare în care el descrie parcursul lui inițiatic, asociat cu o călătorie în India pe care a făcut-o și cu contactul și învățătura pe care a primit-o de la această maestră tantrică ce trăia în zilele noastre. Această mențiune a ta despre Daniel Odier și romanul lui autobiografic îmi amintește de una din cărțile fundamentale ale propriei mele tinereți, India secretă a lui Paul Branton. Cu toții am citit-o și reprezenta, cu mulți ani în urmă, când am început și noi practica yoga, o lucrare de referință pentru cei care urmăreau să se deschidă față de a începe să urmeze această tradiție spirituală. Sigur, era o carte într-adevăr de deschidere, pentru că venea cu niște elemente inedite, însă cumva nu intra în profunzimile pe care le atinge Odie în cartea sa. Și o altă carte, dacă mai îți amintești acum? Este o lucrare plăcută sufletului meu, care încă nu s-a publicat. Tot cu niște ani în urmă, puțin după 2000, am tradus un tratat de muzică, se cheamă Gita Lankara. E un tratat străvechi, poate cel mai vechi cunoscut, scris într-un context shivait în India. Și care mi-a dat o altă perspectivă asupra muzicii. Aș îndrăzni iarăși să comentez că și muzica este bazată pe ritmuri și armonii precis diferențiate de frecvențe de vibrație și chiar ușor de transcris în numere. Cumva. Deci susținută fundamentată pe relații
și proporții între numere. Da, așa este. Am înțeles. Pentru că suntem în lumea cărților, chiar acum, aș vrea dacă se poate să pregătim acea hrană a sufletului, rubrica pe care noi o numim hrană a sufletului. Aceasta va fi prezentă de asemenea în fiecare emisiune și va consta în prezentarea unor lucrări fundamentale. Ce v-am pregătit pentru această dimineață, așa cum spuneam și înainte de pauză, Yoga Sutras lui Patanjali este acest tratat yogin fundamental pe care fiecare mare maestru l-a comentat, mai mult sau mai puțin, de-a lungul istoriei, el având cel puțin o vechime de 2000 de ani, dacă nu mă înșel, Patanjali trăind undeva în secolul I, în era noastră. Deci, Yoga Sutras, în această prezentare pe care o avem, este comentată de către un înțelept contemporan cu noi, Osho sau Rajneesh, și este supranumită Știința Sufletului. Are 4 volume, se poate încă comanda, nu este o apariție recentă, dar se poate comanda la editura RAM. Și ce este ușor și facil în această lucrare este faptul că Osho, un înțelept indian contemporan cu noi, a urmărit să o transcrie într-un limbaj modern pentru omul zilelor noastre. Te-aș întreba, Teofil, ai citit această lucrare a lui Osho despre Știința Sufletului? Trebuie să-ți mărturisesc că am citit-o, însă ar fi mai degrabă necesar să fie studiată. Da. Este într-adevăr o perspectivă mai accesibilă unui cititor neavizat. Sigur că ea implică din cauza aceasta și o oarecare diluare a anumitor aspecte. Aprofundarea vine din practică. Întotdeauna. De aceea și rubrica noastră de practică se numește Gramul de practică, care valorează cât tone de teorie. Aș dori să pregătim, avem rubrica aceasta Orizont Yogin și pentru această dimineață am selecționat despre yoga străveche și actuală, pentru că tema emisiunii noastre este rădăcinile tradiției yogine și după ce, poate dacă suntem pregătiți, vizionăm aceste filmulețe pregătite la rubrica Orizont Yoga. Vom continua să povestim despre rădăcinile tradiției spirituale pe această planetă. 3000 years before Christ, the ancient sages, rishis, contemplated the most haunting questions of life and death and man's purpose on earth. These deep thinkers were the first to come up with the concept of the soul. These mystics dwelled in solitude in Himalayan caves, wore ashes and unkempt hair, and took vows of poverty. So ancient are yoga's origins, they are shrouded in the mists of time. In the West today, only one branch or limb of yoga is popular, Hatha Yoga. But we yogis follow many, Bhakti, the path of devotion, Gyan, inquiry through the mind, Dhyan, meditation, and Karma Yoga, selfless service for others. And they are all done with a pure heart while living a virtuous life. Asana, postures, is one of the limbs of yoga. Asana is not yoga itself. Yoga is complete with all 8 limbs. Yoga is union of our souls with God, and there are many ways to do this. Yet when your heart is truly pure, everything becomes yoga. Acestea au fost secvențele pe care le-am selectat, având ca și sursă canalele normale de informații din ziua de azi, în special YouTube. Și, așa cum ai văzut, se vorbește despre yoga tradițională ca fiind abordată numai de oameni care se retrag din viața normală, se ascund în peșteri, se ung cu cenușă, meditează de dimineață până seara, mănâncă
două boluri de orez sau poate și mai puțin și au sufletul în permanență în aspirația acestei comuniuni, de unde vine și termenul yoga, cu ceva mai înalt. Se potrivește aceasta omului din zilele noastre, care are de la 9 la 5 servici, are familie, are copii de crescut și dat la școală, are vecini, are casă, are atât de multe alte griji pe cap. Care e părerea ta, Teofil? Întrebarea e retorică, deoarece răspunsul e clar. Sigur că omul modern, cu solicitările și tensiunile care îl înconjoară, este obligat să recurgă la o altă abordare. În acest sens, chiar tradiția indiană are o mutare a modalităților de lucru, pentru că a trecut mai bine de un secol de când o anumită linie inițiatică din India, care începe cu marele înțelept Babaji, a trasat o direcție nouă care să integreze și omul gospodar, ca să zic așa, omul care are familie, omul care are slujbă în acest cadru al practicii yoga. Care și este această direcție? Păi, pur și simplu, începând cu unul din discipolii lui, e vorba despre Lahiri Mahasaya, a fost exemplificat faptul că chiar în condițiile unei astfel de vieți într-un cadru social și familial, este posibil să atingi realizările pe care alminteri doar într-o retragere de cel puțin toată viața poți să o dobândești. Despre această disciplina practicii yoga, așa cum ne-o prezintă Patanjali în lucrarea sa fundamentală Yoga Sutra, știm că are 8 ramuri fundamentale. Aspirația noastră în această emisiune este să abordăm în fiecare din întâlnirile care urmează câte una din aceste ramuri și chiar cu subramurile ei. Mă refer aici la Yama, prima etapă din disciplina yoghină, respectarea principiilor etice și integrarea omului în mediul ambient. Chiar această Yama, acest compendiu de 5 direcții fundamentale, creează o foarte bună integrare a omului în societatea din care face parte și prin aceasta tot ceea ce el face în lumina non-violenței, a sincerității, a respectării adevărului, a cinstei, onestității, controlului propriilor sale energii și chiar spiritul acesta de caritate, de non-acumulare și de neavariție, îi creează deja o anumită practică spirituală prin însăși respectarea acestor virtuți. Dacă ai vrea împreună să descifrăm celelalte etape yoghine, urmează morala practicii sau disciplinei yoghine, disciplinele niyama, cele 5 din niyama. Da. Dacă vrei, te rog frumos să... Deci ele conțin curățenia sau puritatea și în filmulețul pe care l-am avut a fost foarte clar vorbit de multe ori despre faptul că inima trebuie să fie pură, dar și ființa trebuie să fie pură. Urmează starea de mulțumire lăuntrică, santosha, urmează efortul disciplinat în a practica toate tehnicile pe care le învățăm, tapasul, studiul scrierilor și aici îți aduce o mare contribuție pentru că scrierile tradiționale se găsesc în cărțile ce trebuie studiate cu inima și cu sufletul deschis și abandonarea sau devoțiunea față de această realitate ultimă. Această bază formată din Yama și Niyama și spuneam în fiecare emisiune vom lua câte una din ele, principiul non-violenței, după aceea principiul onestității, al sincerității și așa mai departe, constituie o bază de plecare fără de care nu se poate avansa. Tu aplici Yama și Niyama în viața ta. Mărturisesc că mă străduiesc ca și noi toți ceilalți din cadrul acestei grupări. Sigur că sunt pași de parcurs și întotdeauna începe de la ceva exterior.
treptat se interiorizează înțelegerea acestor principii și pe măsură ce aceasta se petrece, ajungem să ne însușim în mod real ceva din sfera de forță a acelui principiu. Odată ce respectăm principiile etice și morale, practica yoga, disciplina yoghină, include ceea ce am realizat cu toți împreună mai bine de o oră, la unison cu telespectatorii care ne-au urmărit, și anume posturile trupești, asana. Următoarea este controlul respirației și gradat, pe măsură ce vom avansa cu aceste emisiuni, vom introduce controlul respirației, după care urmează disciplina aceasta a reîntoarcerii atenției de la obiectele exterioare pe care simțurile noastre în continuu doresc să le atingă și să le cunoască, către cunoașterea de sine, pratyahara, cea de-a cincea etapă în practica yoga. Și, cum înțeleptul Patanjali spune în Știința Sufletului, aceste cinci prime etape, regulile etice, regulile morale, yama și niyama, posturile trupești, asana, pranayama, controlul respirației și pratyahara, fac ca yoginul să atingă o stare exemplară de sănătate, de armonie, de mulțumire și de deschidere și puritate, astfel încât să poată să intre în domeniul superior al meditației. Aș invita și telespectatorii și pe noi toți să urmărim, am pregătit un film scurt de 2 minute despre un înțelept contemporan, un mare yogin contemporan cunoscut în India, Swami Yogananda Maharaj Babaji. Vom viziona imaginile și vom comenta puțin despre acest înțelept. Swami Yogananda este unul dintre cei mai în vârstă practicanți yoghini de pe planetă. M-aș fi bucurat foarte mult dacă era încă printre noi. Totuși, am aflat de la Berlin, unde el și-a încheiat existența în planul fizic, că a trecut în starea aceasta de extaz yoghin sau Mahasamadhi în ianuarie 2015. Deci el a fost contemporan practic cu noi și a trăit 105 ani. El s-a născut în 1910. În 1910 și a decedat în 1915. De asemenea, el a studiat încă de mic cu maestri tibetani și cu alți yoghini și a împins, după cum o putem observa privind imaginile extraordinare pe care le avem pe televizoare, a împins practica yoga până la o stăpânire aproape paranormală. Deci filmările sunt în timp ce el avea 103 ani, ce vedem acolo, și observăm că modul în care reușește să-și flexeze articulațiile, flexibilitatea, elasticitatea, corectitudinea posturilor yoghine este absolut remarcabilă. Observăm de asemenea că el a împins aceste legi ale naturii chiar foarte departe și din ceea ce știm chiar de la colegi de-ai noștri din Berlin, care au asistat la conferințele lui prezentate la Festivalul de Yoga din 2014, de exemplu, că el nu a avut niciodată nicio boală, a practicat yoga deci peste 85 de ani, nu a avut nicio problemă de sănătate, nu poartă ochelari la vârsta lui, nu are nevoie de ochelari, are un auz perfect, avea un auz perfect și avea toți dinții lui original prezenți încă și folosiți. Practica lui consta în, evident, succesiunea de asane pe care ni le și prezintă, dar și meditații profunde. Dacă ai vrea, Teofil, l-ai văzut pe Swami Yogananda Maharaj? Desigur. Este un exemplu viu pentru ceea ce poate să aducă practica yoga în viața cuiva. Nu poate nimeni să vină cu mai mult decât starea de sănătate perfectă, cu longevitate, cu vitalitate, cu înțelepciune. Exact. Acesta este un aspect foarte important, pentru că în ziua
în zilele noastre, oamenii toți vor să trăiască mai mult, dar puțin își pun problema să trăiască foarte bine până în ultima clipă a existenței lor terestre. Și nu este o viață de invidiat, aceea în care nu mai poți să mergi, în care depinzi de pumn de pastile pe care iei de dimineață până seara sau și mai rău de aparate care te ajută să viețuiești o existență din aceasta vegetativă numai pentru a îți prelungi cu câteva minute, clipe, zile, mai știu eu cât, durata unei existențe din care aspectul de înțelegere mentală, de interacțiune cu ceilalți și chiar înțelesul profund al vieții dispare. Da, e un concept deformat al calității vieții, care, din păcate, e larg răspândit. Oamenii, efectiv, nu își dau seama ce înseamnă să trăiești bine, să trăiești sănătos și înțelept. Ultimele trei stagii din practica yoghină sunt concentrarea minții asupra unui singur subiect, dharana, meditația yoghină profundă, dhyana, fluxul mental continuu asupra aceluiași subiect ales pentru meditație, și încununarea practicii yoghine, această stare de absorpție în care principiul mental se dizolvă în natura sa esențială și apare o stare de fericire extatică fără obiect sau samadhi. Știu că mi-ai mărturisit că din toată practica yoga pe care ai învățat-o și o abordezi de atâția ani, îți place meditația. Cum este meditația yoghină pentru tine, Teofil? Cu toate că îmi place, cu toate că practic, trebuie să mărturisesc că am rămas un începător. Desigur că cere exercițiu și perseverență ca să atingi rezultate reale. Alminteri, pentru o abordare mai simplă, fiecare dintre noi are pe parcursul vieții momente în care, din cauza conjuncturilor, din cauza unor resorturi lăuntrice, din varii motive exterioare, trăiește o stare din această extraordinară de minunare, de uimire, care îl conduce la meditație, contemplație și chiar extaz. Îți mulțumim foarte mult, Teofil, pentru prezența în emisiune, că ai făcut yoga alături de noi, pentru că te-ai deschis și cu sinceritate și modestie ne-ai împărtășit din practica ta. Mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi. Vă invităm să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook și vă așteptăm pregătiți să facem yoga împreună mâine dimineață de la ora 8, cu caietul pregătit, cu pătura, cu stomacul gol. Și nu uitați, numai la Nașul TV, de luni și până joi, câte 2 ore extraordinare de curs de yoga în direct cu telespectatorii. Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm mâine dimineață pentru primii pași în yoga.